Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Bărbatul de 35 de ani care a căzut acum două zile de la etajul 13 al unui bloc delocuit din capitală este Sunny Fish, unul dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru noi de Poliția Capitalei. Versiunea preliminară, care la moment este investigată, da, este un caz de suicid. După bilețel de adio, nimic nu a fost depistat la locul unde a fost găsit bărbatul decedat. La această oră, poliția investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele, dar și motivul care l-a făcut pe tânăr să recurgă la asemenea gest. Timp de 18 ani, muzica s-a răsunat prin cluburile din țară, la petreceri private și la diferite festivaluri. Acesta a mixat alături de artiști de talie internaționale, cum ar fi Andy Moore și Eddie Halliwell, și a colaborat cu interpreți autohtoni, printre care Sunstroke Project și Ola Tira. Moldovenii din Italia, inclusiv cei aflați în zonele portocalii și roșii, vor putea vota la scrutinul din 15 noiembrie. În ziua alegerilor, dacă vor fi verificați de către poliție, ei vor trebui să prezinte o declarație pe proprie răspundere. Despre asta a anunțat Consulatul Moldovei la Milano în contextul restricțiilor impuse de autoritățile italiene din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit autorităților italiene, declarația pe proprie răspundere completată cu răspunzător cu datele personale este unica formă de legitimare a deplasării în ziua votării. Modelul declarației poate fi găsit pe pagina oficială a Consulatului General al Republicii Moldova la Milano sau poate fi solicitat direct de la funcționarul de poliție în momentul efectuării controlului. Veste bună și pentru studenții moldoveni care își fac studiile în România. Aceștia vor beneficia de transport gratuit tur-retur cu trenul către secțiile de votare din țara vecină. Decizia a fost luată printr-o ordonanță de urgență a Guvernului pentru a facilita activitățile din ziua alegerilor și pentru a asigura exercitarea dreptului de vot la alegerile prezidențiale. Iar în Germania, acolo unde în primul tur de scrutin oamenii au stat minute în șir la coadă pentru a vota, autoritățile au luat unele măsuri pentru a reduce timpul de așteptare și pentru a permite unui număr mai mare de persoane să se afle în încăpere. În același timp, de asemenea, două secții de votare din Frankfurt și München s-au modificat adresa. Pentru scrutinul din 15 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a decis să suplinească numărul urnelor și al cabinelor de vot în secțiile de votare din străinătate, acolo unde s-au format cozi la primul tur al alegerilor. De asemenea, acestea vor fi completate cu noi funcționari și se vor tipări mai multe buletine. În total, peste hotare vor fi deschise 139 de secții de votare. Ca și în primul tur de scrutin la alegerile de duminică, transportarea organizată a cetățenilor către secțiile de votare va fi interzisă. Comisia Electorală Centrală precizează că în data de 15 noiembrie, între orele 7 și 21, nu va fi permisă deplasarea autovehiculelor a căror capacitate de transportare este mai mare de 8 persoane. De asemenea, cursele regulate de pasageri vor fi supravegheate cu mai multă vigilență. Precizările vin în contextul în care, după alegerile din 1 noiembrie, au fost depuse peste 200 de sesizări privind transportarea organizată a alegătorilor. În 3 cazuri, materialele au fost transmise la procuratură, iar 9 șoferi s-au ales cu procese verbale pentru că au încălcat regulile, celelalte sesizări sunt examinate. De asemenea, observatorii Asociației Promolex au raportat aproximativ 50 de cazuri ce pot fi calificate drept transportare ilegală a alegătorilor. Cele mai multe au fost înregistrate în regiunea transnistreană. Încercările de a exercita presiuni externe asupra Republicii Moldova sunt inacceptabile. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, într-o conferință online cu liderii Organizației pentru Cooperare de la Shanghai.
Referindu-se la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din țara noastră, liderul de la Kremlin a menționat că Moldova trebuie să ia decizii în mod independent, fără implicarea altor state. Amintim că președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat ieri că va fi extrem de atent la alegerile de duminică desfășurate în țara noastră pentru a se asigura că viitorul Moldovei va fi decis de votul cetățenilor. Cea mai neagră zi de la declanșarea pandemiei, omenirea a depășit pragul de 10.000 de decese înregistrate într-o singură zi. Deja aflate în izolare, una după alta, țările europene impun interdicții de circulație pe timp de noapte, iar peste ocean, Statele Unite ale Americii ar putea intra în carantină strictă după modelul Australiei. Potrivit statisticilor, în ultimele 24 de ore, 10.200 de persoane și-au pierdut viața fiind infectate cu SARS-CoV-2, de departe cel mai negru bilanț de la declanșarea pandemiei. Cele mai multe pierderi de vieți omenești au fost în SUA, Italia, Mexic, Marea Britanie și Brazilia. Spania a depășit cifra de 40.000 de decese provocate de coronavirus, doar miercuri au fost înregistrate 311 cazuri noi. Franța a atins acest prag în urmă cu o săptămână, iar Regatul Unit tot miercuri a ajuns la 50.000 de morți, scrie Ager Press. Pentru că circulația a rămas aglomerată la Atena, în pofida izolării impuse în Grecia, autoritățile elene din sănătate au anunțat interdicție de circulație pe timp de noapte în întreaga țară, începând de vineri. Și la vecini, situația este dramatică. Peste Prut crește numărul medicilor testați pozitiv. Aproape 4.500 de cadre medicale din România s-au infectat cu noul coronavirus, iar 50 au fost răpuse de virus. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost spitalizat după ce a contractat noul coronavirus la începutul acestei săptămâni, informează presa locală. Iar în Rusia, renumitul showman Sergei Svetlakov a fost transferat într-un spital cu profil COVID din Moscova după ce starea sa de sănătate s-a complicat. Și America poate reveni la carantină strictă pentru 4-6 săptămâni, spun autoritățile, care vor să țină pandemia sub control, așa cum s-a întâmplat în Noua Zeelandă și Australia, scrie Digi24. În total s-a ajuns la 52,4 milioane de oameni infectați, iar 1,29 milioane dintre ei și-au pierdut viața. Revenim în țară. Aproape 20 de elevi din clasele primare și gimnaziale de la un liceu cu profil sportiv din capitală au prezentat simptome de intoxicație, acuzând vomă și dureri de burtă. Cazul s-a produs ieri și deocamdată nu se cunoaște cauza infecției, spun reprezentanții instituției de învățământ. Iar responsabilii de la Agenția pentru Siguranța Alimentelor și cei din Sănătate Publică documentează cazul. Mai întâi nu avem date concrete, după ce vom afla deja o să răspundem la întrebări. Cație. Nu pot să vă dau date. Până la moment nu putem vorbi despre o intoxicație, fiindcă ieri a activat comisia de triere și a verificat toate produsele alimentare. Și toate produsele alimentare care au fost sau din care s-a preparat hrana erau perfect bune ca și termen, ca și calitate. Andrei Păvăloi ne-a mai spus că până în prezent niciun elev nu a avut nevoie de îngrijirea medicilor. Ieri, doi copii care erau la un antrenament sportiv au acuzat dureri de burtă și vomă. Spre dimineață și alți elevi au prezentat aceleași simptome. Cu detalii despre incident vom reveni în alte ediții de știri. Balustrarea pasajului subteran de pe strada Aleco Ruso din sectorul Ciocana este prea joasă, se plâng locuitorii Chișinăului, în special cei care au înălțimea de peste 165 de centimetri. Pentru a coborî în siguranță, ei trebuie să se aplece suficient de jos pentru a apuca balustrada, pentru că vizibil aceasta ajunge la nivelul genunchilor și nici de cum a mâinilor.
Dacă aveți mai mult decât înălțimea medie, riscați să vă răniți mergând pe scările pasajului subteran din sectorul Ciocana. Despre acest lucru a vorbit o locuitoare a capitalei, care zilnic se confruntă cu această problemă. Tamara Bahu se plânge că această balustradă a fost instalată mult prea jos, iar din acest motiv îi vine greu să se sprijine de ea. Oamenilor care sunt mai înalți de 1,65 m, le vine greu să coboare pe aceste scări, mai ales că ei trebuie să se îndoaie la fiecare scară. Iar dacă te mai și sprijini de balustradă, poți să zbori cu capul în jos. Potrivit normelor de construcție, aceste balustrade urmau a fi instalate de la 85 până la 92 de centimetri de la sol. Pe o parte a pasajului subteran de la Ciocana, acestea au fost poziționate la o înălțime de 90 de centimetri, respectiv persoanelor le vine ușor să coboare. De cealaltă parte, însă, balustrada este mult mai joasă. În plus, treptele care duc la trecerea subterană sunt de înălțimi diferite, iar acest lucru este destul de periculos, spune Tamara. Eu vreau doar ca aceste lucrări să fie finalizate conform normelor de construcție, pentru siguranța oamenilor care merg zilnic prin acest pasaj subteran. În speranța de a schimba situația, femeia s-a adresat primăriei capitalei, de unde a fost redirecționată către biroul preturului din sectorul Ciocana. Acolo Tamara Bahu a primit o scrisoare oficială în care se spune că va fi informată săptămânal despre schimbările care au loc în pasajul subteran. Cu toate acestea, reprezentanții preturii nu au specificat despre ce modificări este vorba. Solicitați de noi pentru un comentariu pretorul sectorului Ciocana, Sinil Gașcolnic, dar și alți angajați ai preturii nu ne-au răspuns la telefon. Accident matinal în capitală, 3 mașini s-au ciocnit în sectorul Râșcani al capitalei la intersecția străzilor Andrei Lupan și Putnei. Potrivit poliției, un șofer în vârstă de 20 de ani, fără a se asigura, a ieșit cu automobilul de pe un drum secundar și a lovit un alt autovehicul. În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a proiectat într-o altă mașină la volanul căreia se afla o șoferiță de 41 de ani. Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul care a provocat accidentul riscă 6 puncte de penalizare și o amendă de 1500 de lei. Un alt accident a avut loc în această noapte pe traseul Chișinău-Bălți, în preajma localității Bravicea. Un taximetrist de 32 de ani, fiind în stare de ebrietate, s-a izbit cu mașina într-un bloc de beton, după care s-a răsturnat. El a fost transportat la Spitalul Raional din Călăraș pentru îngrijiri medicale, ulterior a fost externat. Rezultatele testului de alcoolemie a arătat că tânărul avea 0,64 mg pe litru de alcool în aerul expirat. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de poliție. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere! Acest program